captain, aici vorbește Moldova, în acest platou, deci un oameni și istorie care fac să vorbească o țară întreagă. De mai bine de o lună, Viorica Dabișa din Călăraș își caută disperată sora. Nu doresc la nimeni în scârba mea. Numele femeii dispărute este Mariana Angheluță și are 31 de ani. De câteva luni, ea locuia cu un italian care s-a mutat cu traiul în Fălești. E înainte l-a prezentat. Și de nu m-a îngânfat, nu m-a... și de asta i-am zis ea. Viorica povestește că înainte de dispariție cu Mariana s-ar fi întâmplat lucruri stranii. Unul dintre acestea ar fi un mesaj vocal dubios trimis apropiaților. Mesajul ăla care eu trimis lui fratele meu, zic, dă multe de înțeles. Cum puteți dispară? Taman atunci. Toate detaliile dispariției Marianei o fac pe Viorica să creadă că sora ei nu mai este în viață. Eu la jii nu mă gândesc. Cred că eu vi dau ceva în cap sau poate zghit-o și eu căzut. Tu ești curat? Tu. Pe de altă parte, apropiații italianului spun că motivul dispariției Marianei ar fi o infracțiune gravă pe care ea ar fi comis-o. A fatto tutto, a girato, a controllato, a scegnato tutto. În ce condiții misterioase a dispărut Mariana? Ce mesaj vocal a trimis ea familiei sale? Pe cine a sunat femeia înainte de a-și pierde urma? De ce rudele tinerei cred că femeia este moartă și pe cine învinuiesc ei de crimă? Totodată, care este versiunea italianului stabilit la Fălești? Și el și apropiații săi o cred pe Mariana o infractoare? Răspunsul îl aflați din această ediție. De cum a aflat despre dispariția Marianei, Viorica Dabija a apelat la toate rudele și prietenii pentru a-și găsi sora. Ceea ce a aflat femeia a îngrozit-o. Ce s-ar fi întâmplat cu Mariana înainte de a se pierde, dar și de ce ea ar fi chemat în ajutor? Aflăm acum. Viorica a venit în platoul nostru, sunt încurajat. Viorica, bună seara, bine ai venit, rog să iei loc. Spune-mi, te rog, cum tu ai înțeles că sora ta a dispărut? De unde a început totul? Cum ai înțeles că Mariana a dispărut? Eu cu ea nu creiam din motivele mele, pentru că nu vroia să mă asculte. Acum m-a sunat fratele meu și mi-a zis, uite-te, Mariana a dispărut. Da, au zis că n-am vrut să spun ție, pentru că știu că ești mai severă un pic cu ea. Și văzând că totuși nu dau de ea, am acceptat că asta merge și pe tine. Dar voi de când nu vorbeați, voi două? De vreo lună jumate. Vreo lună jumate? S-a întâmplat ceva rău între voi? Nu chiar rău, pur și simplu eu eram mai severă cu ea. Pentru că eu... Tu sora mai mare? Da. Eram mai severă, îmi face greșeli și nu vroia să mă ascult. Și cu asta... Dar zi-mi, te rog, s-a mai întâmplat până atunci ca Mariana să dispară, fără ca tu să știi? Fără să vă anunțe, fără să dea un semn? E prima dată. E dacă mai avea apucător Lia. De fapt, vroia să fac ceva sau eu o certam. Eu oricum fășe și vreo ei, dar eu oricum greie, înțelegeți? Noi suntem 7, eu oricum greie cu unul dintre ce. Deci dacă nu cu tine, pe cineva oricum anunța. Ea nu putea să dispară, tu crezi cel puțin, că ea nu putea să dispară fără ca să vă anunțe măcar pe unul dintre voi. Nu, și acum speru cu mesajul și ala să cer serioșerea ajutor înapoi. Pentru mine e altceva în cap. Mariana Angheluță are 31 de ani. Ea a crescut într-o familie cu 7 copii. Din seara în care a dispărut, nimeni dintre apropiați nu mai știe nimic despre ea. Haideți să aflăm mai multe detalii din viața Marianei. Atenție la ecran! Mariana Angheluță este originară din satul Rădenii Vechi, raionul Ungheni. De la vârsta de 6 ani, ea a rămas fără grijă părintească. Mama ei a fost răpusă de o boală cruntă, iar tatăl și-a găsit o altă femeie. Mama a fost paralizată de la bătăi. De fapt, el o mai bătea, dar eu deam când am crescut, gata. El avea altă femeie, înțelegeți? Pentru că mama, chiar după ce a murit, eu a plecat cu femeie și el a mormânt la dânsă. Viorica Dabija spune că după ce mama sa s-a trecut din viață, ea a luat-o pe Mariana sub aripa sa. Mariana cum a crescut? Greu. Mama a murit când avea 6 ani. Mai mult eu am avut niște dânsă.
La 20 de ani, Mariana și-a întemeiat o familie împreună cu Ruslan, un tânăr din raionul Ungheni. În scurt timp, în familie a apărut un copil. Acum, băiatul are 11 ani. Relația Marianei cu Ruslan nu a durat mult, iar după despărțirea părinților, copilul a rămas să locuiască cu tatăl. I-am botezat de asta. Ai botezat cu deși? Da. Pe băiet. Deci eu divorțat, ei îmi spune că o bate, că nu știu și, că nu știu cum. La scurt timp, tânăra s-a căsătorit din nou, de data aceasta cu un bărbat din orașul Nisporeni, Denis Angheluță. Nici această căsătorie nu a durat mult, povestește Viorica. După un an și jumătate, Mariana și Denis au divorțat. S-a dezamăgit, pentru că și ei era la caracter foarte rău, nu? Pentru că prima căsătorie nu e bună, a doua nu e bună, a treia nu e bună, atunci și mai vrei. După cea de-a doua despărțire, Mariana a plecat să-și caute norocul peste hotare. Ea a muncit în Turcia, unde a întâlnit un bărbat, alături de care credea că își va găsi fericirea. Dar ceva nu a mers și Mariana s-a întors acasă. Până la urmă, la Turcia și-a găsit un bărbat, chiar trăie cu dânsul, chiar nia în plășie. Că dacă omul și-a la Turcia a fost destul de bun, omul și-a la atât de mult a suferit, Doamne ferește, după dânsul. Viorica, spune-mi, te rog, din momentul dispariției surorii tale, eu știu că pe tine te macină cele mai negre gânduri. Tu chiar bănuiești că ea nu ar mai fi în viață. Zi-mi, te rog, de ce? E o presimțire de-a ta sau e ceva mai mult? Ea n-avea cum să dispară așa și să nu suni pe nimeni. N-avea, oricum avea să suni pe cineva. Și asta te face să crezi că cu ea s-a întâmplat ceva rău? Da, și după mesajul cu șerea ajutorul, da. Și fiindcă el s-a ascunde foarte mult. Eu știu că tu îl bănuiești pe noul ei iubit. Da. Cu ce ar putea să fie el implicat în dispărție? Pentru că în momentul când ți-i dispari din casă bani, da, 25.000 de euro, tu te duci a doua zi la poliție direct și anunți. Dar el a stat pe loc până în momentul când pe mine m-a anunțat fratele meu. Acum eu nu avem numărul lui Daniel telefon. Daniel fiind iubitul, da, Marianei. Da. După care eu tot mă stăruiem să poate o găsesc cumva, după care mă sună fratele meu și zice că uite, tine mi-a scris Slavic un mesaj să-l sun urgent. Acum eu zic, sună-l, după care mă sun pe mine și îmi spui. Și el când a sunat, eu zic, ce mai făcut Mariana Coț, că a furat 25.000 de euro și a dispărut. Acum fratele meu zice, dar cine ți-a spus ție de chestia asta? Zice, Daniel mi-a zis. Și fratele meu zice, uite-te, eu nu includ treaba că e poate nu fi furat 25.000 de euro, dar după mesajul care mi l-a trimis mie, am urs să-l trimit ție și să vezi ce se înseamnă. Dar zi-mi, te rog, tu personal îl cunoști pe acest bărbat? Nu, a fost la mine așa, ne-am întâlnit, da. Deci vă cunoașteți totuși, da, personal. Da, 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 da. Și ce impresii ți-a creat el ție? El era foarte tăcut așa, dar pentru mine omul tăcut e... De bănuit. De ce? Băiatul Mariana, el a fost la mine, am avut grijă de 9 luni de zile. După care i s-a întors înapoi la România și eu lua băietul. Băiatul la o lună jumate, aproximativ două, pleca la taică-su. Aici este un motiv, nu? Acum eu l-am întrebat, Cristi, ce s-a întâmplat? E că mă bătea acolo. Cine? Mama o cără. Mama sau italiană? Zice că mama mă o cără. Uh-huh. Dar era atât din cauza lui Daniel. Pentru Daniel, eu i-am spus lui Mariana din star, că nu la mine. La omul ăsta nu-i plac copiii, tu n-ai șcăta lângă el. Tu trebuie să-ți crești copil. Eu l-am văzut din start. Și tu crezi acum că el știe ceva despre Mariana? Da, pentru că un om când e sincer nu se ascunde. El prea mult se ascunde. Acum un an, Mariana Angheluță l-a cunoscut pe Daniel Nigro, un bărbat originar din regiunea Veneto, din nordul Italiei. O prietenă de-a Marianei, Alina, ne-a povestit cum anume s-a legat relația celor doi. Haideți să auzim. Alina povestește că timp de jumătate de an a locuit împreună cu Mariana la Chișinău. Din cuvintele tinerei, Mariana nu muncea și ambele se întrețineau din banii pe care îi primea prietena ei de la un amic din Turcia. De la hotel, de ce trăiați la hotel? Noi am găsit cam greu o chirie. De la hotel în care ați stat? Tot la strada Miorița. Luxos hotel? Da.
Era mare hotelul. Ei avea bărbat la Turcia, Artur. Ei vorgheau amândoi și permanent ei avea bani. Alina spune că la scurt timp Mariana l-a cunoscut pe rețelele de socializare pe Daniel. După 2 luni, legătura lor a trecut de după granițele lumii virtuale. Cameră vorgheu. Ea s-a pornit la dânsul. Am făcut un fel de viză, am blat tipa, să fac un fel de viză și nu știu ce nu-i s-a pornit ea. Și s-a întors înapoi. Și după aia m-a venit Daniel la Moldova. Și-a luat o dată tipa, să mă înșerci, să poate să pornești. Și eu refuzat. Alina povestește că Daniel și Mariana își doreau copii și după câteva luni de relație, Mariana a rămas însărcinată. Femeia însă a pierdut copilul, iar acest lucru a descurajat-o. Era urât că Daniel nu prea trăgea atenția ei de când s-a venit mama lui, ea și cu sora lui. Mai mult stătea, nu știu de ce, mai mult stătea la mama lui, pe Mariana o lăsa singură acasă. Alina zice că acum jumătate de an, Daniel s-a stabilit cu traiul în satul Scumpia, raionul Fălești, unde s-a mutat împreună cu Mariana. Mai mult, Daniel și-a convins mama și sora să se mute și ele în Moldova. Cele două locuiesc la 10 km de Daniel, în satul Călugăr. Alina povestește că anume după venirea rudelor lui Daniel, Mariana i s-a destănuit că relația lor nu mai merge deloc bine. Ce-ți povestea ție, Mariana? Tu zici că nu ați vorbit de o lună și... Dar totuși, îți mai povestea ceva despre relația ei cu acest italian? Ei, când era la România, ne-a spus că vine cu tătul la Moldova, cu dânsul. Cu el, cu Daniel? Da, cu Daniel. Acum eu i-am spus, păi da, ce s-a întâmplat? Las că vin eu și îi arăt eu lui, că el mine deja m-a săturat, că nu știu ce. Dar eu vedem că oricum la dânsa ceva nu e regulă. Aha. Deci, eu vedem, de pe atunci erau clăpuții, nu mergea bine relația. Dar se plângea pe anumite lucruri sau pur și simplu? Nu, el nu-i spune și cum, dar pur și simplu ne-a zis că o să vină, că el vrea să vină la Moldova, fiindcă se ascunde, că el are multe probleme. Și eu atunci când el ne-a spus nea că a să vin și arăt eu lui, eu zic, vezi, nu cumva să te audă să-ți facă ceva. Păi nu, că el e... Lui vin prietenii și pleacă într-o cameră, vorbesc de-a lor. Ești de sâmbră când grei cu mine. Dar și anume face el, eu știu, precis că el are probleme la Italia și el îmbla ca fugarul. Despre ce probleme știi? Nu despre știu, ce probleme erau? Nu știu, dar doar știem că are probleme. El de asta a fugit la România. El trebuie neapărat să părăsească, să ducă, să ascundă undeva, ca nimeni să nu-l găsească. El asta, eu asta o știu. Era vorba de niște probleme de ordin legal? Da, el, după cum am înțeles de la dânsul, s-a ocupat cu cardurile, cu de astea, adică amăje lumea. Eu, și atunci de ce s-a legat sora ta de el? De ce nu ai încercat să o convingi? Am încercat. Ai încercat? Tocmai de asta și ne-am certat. Zi-mi, te rog, dar tu cum crezi? Din ce motiv sora ta a dispărut? Vreau să știu care este versiunea ta. Ce crezi că s-ar fi întâmplat? El aici a cumpărat 2 căsi, da? Și mașina, și-o scris pe numele ei. Eu din asta motiv, eu nu cred că e putea să dispară așa. Chiar dacă e dispărie, e anunțat pe fratele meu. Și ce crezi că s-a întâmplat cu ea? Eu cred că l-a omorât. Asta e mult ca precis, da. De ce? Ce motiv ar fi avut el să nu știu, mă gândesc, poate din cauza că o cumpăra casele și poate îi se certau așa între una și poate el la nervi o fi zis ceva. Asta, eu altceva n-am în cap. Viorica, dar povestește-mi, te rog, în ce circunstanțe a dispărut ea? Ce s-a întâmplat înainte de dispariția ei? Ce a fost? Ziceai tu de un mesaj? Eu a avut o ceartă, da, pentru că a trimis un mesaj că e strigala un registrat și spune lui fratele meu, trimite-l pe slavie. Și întâi s-au auzit, ne-ai furat tot. După care Mariana a strigat, trimite-l pe slavie. Cui a trimis ea acest mesaj? L-a trimis lui fratele meu. La unul dintre frații tăi, cu care era mai apropiat? Da. Care vorbeau foarte des. Dar nu la toată lumea. Și deja el v-a alertat cumva? Sau el ce s-a întâmplat el după acest când mesaj? Când ne-a spus nei despre dispariție, ne-a trimis mesajul și el de asta și nu a putut să stea multe zile să mă anunț pe mine când a văzut că nu dă de dânsă.
Dar zi-mi, te rog, ce te face să te îngrijorezi după acest mesaj? Ce era pentru acolo? Că nu puteți dispare direct pe mesajul ăsta. Și eu închis telefonul, pentru că fratele meu a sunat foarte des. Categoric, eu trimis mesajul, fratele meu era în metrou, nu puteți să asculte ghinii. După care au ieșit din metrou, au ascultat și au sunat repede. Și eu spus lui. Dar tu ai auzit mesajul acela? El ți l-a trimis? Da, eu... Hai să auzim acest mesaj și noi, după care ne spui mai multe. Atenție la ecran. Atât? Atât de scurt este mesajul? Atât, cred că o dovedit. Îngrijorător este faptul că persoana a dispărut. Și chiar dacă să admitim că cu eroina din platou nu era în cele mai bune relații, era în relații cu mai bune cu celelalte rude, ceilalți frați, surori, ce mai era. Și chiar dacă ar fi avut o problemă de familie cu concubinul ăsta din Italia, nu cred că ar fi pus pe jar și gânduri și emoții negative toți membrii familiei pentru o dispariție atât de mistic, să o numim așa, până când, la moment, da? Cred că totuși ar fi cazul ca rudele, nu știu dacă au alertat organele de drept, dar să acționeze poate nu-i târziu. Cel puțin pentru orice dispariție în genere este un lucru straniu de la sine. Începem cu asta, dar și faptul că existau niște relații ostile între concubini și după asta se mai invocă și sustragerea sumei, unei sume mari de bani, deja ar trebui să spună pe gânduri ce s-a întâmplat acolo și care a fost rezultatul final. Dar vreau să te întreb, Viorica, înțeleg că Mariana l-a rugat pe unul dintre frații voștri să cheme o persoană. Slavic. Da. Despre cine este vorba? Cine este acest Slavic? Slavic ăsta e un băiat la mine din sat. Acum el l-a așteptat pe italian să-și facă niște acte. Ca să poată sta aici la Moldova. De cine el este? Un notar? Un... Cine este? Ceva de gen. Se vede care legătură. Pe mine de asta și mai mult tot m-a disperat. Pentru că el ajutând pe Daniel, dar doar prin Mariana. El nu avea numărul Slavic. După care când... Deci, de fapt, Slavic era omul Marianei? Sau era totuși omul lui Daniel? Ca să înțeleg. Al lui Daniel, dar pur și simplu Slavic, fiindcă avea cunoștință, l-a ajutat să facă niște documente, ca el să poată sta în țară liniștit. Da? Aici. Că el are mai multă legătură și face și face, eu i-am zis lui Slavic în față, Slavic, asta e fix problema ta. Pe mine cel mai mult mă deranjează unii sormea și ai făcut. Dar ce vă spune Daniel și familia care a fost, a participat acolo? Când îl întrebați, unde este ea? Ce vă răspunde așa? Prima, ce a răspuns? Daniel întotdeauna spune că e o fura banii și s-a dus. El mai mult nu vrea să discute. Eu i-am spus, tu dacă o lua banii, trebuie să pleci la poliție, scrii cerere. Nu să pleci peste o luni de zile când am plecat eu. Pentru că eu am vrut să plec mai când am aflat. Pur și simplu, eu lui fratele meu i-am zis că eu, dacă știu că Slavic are atâta legătură, eu nu cred în poliție, gata, la mine s-a pus capac. Eu am să plec mai departe. Și fratele meu a zis lui Slavic, vezi ce faci, mai bine lasă cazul ăsta așa și cată-ți nevoile tale pentru că sora mea n-a să lese așa. Și el, în momentul și ala, el a vrut să crească cu mine, Slavic. Noi ne-am întâlnit la Călăraș, deși el vroie să vorbească cu mine. Și eu când i-am zis, Slavic, uite-te, aici nu-i de glumă. Eu nu pot să zic că el nu a furat așa 25.000 de euro, pentru că eu nu am fost lângă ea. Dar ei trebuie să anunți pe cineva, să sune, să spui, n-avea cum să dispară așa. Și Slavic, după care ni-i Slavic îmi spune că nu te duci să scrii cereri, și nici Daniel, că noi să o găsim așa. Că dacă tu îți depui cereri la poliție și ați depună și, Maria, și Daniel, ea să facă pușcării, de acu' nevoie să strice viața. Eu i-am zis, dar la țădeam îi stricată viața, gata. El vroie să facă tot posibilul să nu mă duc mai departe. Cred că ar trebui organele de drept să verifice ce funcție are așa importantă Vyacheslav ăsta și ce documente au făcut și cât sunt ele de legale și cât sunt ele de plătite oficial. Și doi, cred că ar trebui să ia legătură și cu statul italian să stabilească identitatea
cetățeanul ăsta a Italiei să vadă pentru ce, din care considerent din Italia, deci Moldova pleacă în Italia, scăpă de sărăcie, italianul vine să-și cumpără o casă într-un sat, nici nu undeva într-un centru raional sau un municipiu, într-un sat, își cumpără o casă, că adică, cred că îi place aerul curat, nu știu, dar e foarte dubios această achiziție într-un sat de la nordul Moldovei, un cetățean a Italiei, și încă își ia și mama, sora. Deci, îți creează impresia că vrea să-și protejeze familia de ceva. Dar de ce anume trebuie organele de drept să-și pună semn de întrebare și să acumuleze material în sensul dat? Prea repet o să facem concluzia că a fost omorât. De ce? Fiindcă italianului nu este convenabil să mai comită o crimă, ascunzându-se de alte crime din care le-a comis, presupun, din Italia, s-a ascuns din România și nu știu dacă el, gândindu-se, poate să comită încă un omor aici unde a găsit refugiu. La fel a înregistrat pe Mariana și bunuri care trebuie să o păstreze pe Mariana în viață ca atare, fiindcă are nevoie de Mariana pentru ca să decide și asupra soartei bunurilor sale. Mesajul care l-am auzit cu toții, eu nu cred că este unul decisiv de a spune cert că este că Mariana s-a sinucis sau a fost omorâtă sau... Este așa unul care nici pentru organele de poliție nu cred că ar fi unul așa de direcționare spre varianta de umor intenționat. Eu personal nu cred că mesajul dat ar fi unul sigur că este unul așa superficial, după părerea mea. Eu, în susținerea ipotezei mele, că totuși ar fi vorba de ceva infracțional, atrag atenția la mesajul ăsta, care este unul incomplet. Nici tu, bună ziua, nici tu o formă de salutare ca între frați, nici tu o finalitate la acest mesaj. Și, da, logic ar fi corect și spune colegul că s-a ascuns de o infracțiune și nu, dar noi nu excludem la nervi, pentru că majoritatea infracțiunilor astea domestice, să zicem așa, da, între soțul, ței, concubin, concubină, se produc din cauza certurilor, stărilor nervoase, stărilor de afect. Deci, niște momente apărut spontan, că nu putem vorbi poate de o crimă planificată anterior din timp, dar faptul că noi nu știm ce a avut loc acolo, poate ce ceartă a avut loc și cum a evoluat ea în timp și în ce circunstanță s-a încheiat. Spuneți-mi, vă rog frumos, deasupra dumneavoastră, cum a trăit cu acest bărbat? Ce povestea ea sau dacă în caz că ea povestea? Eu, din cât e așa, am înțeles că nu chiar ok. Pentru că o femeie, când este ok, adică e nu are mereu ură asupra bărbatului și al. Dar tu simțeai că ea îl ura? Da, și continua să trăiască cu el totuși. Eu am observat mai mult când era la România, pentru că ei mă tot suna și... Adică ei nu-mi povestea tot deschis, pentru că știe că eu sunt o leacă mai severă cu ea. Dar din înțeles Lia că e s-a săturat și las că lui ea se arăt, lasă-mă să iei casă și las și eu cum mă las el pe mine. Cu așa sumă de bani ar putea ascunde. Oricum bătut-o și o ține undeva ascuns. Ascuns. Cum s-o puteai ascuns el atâtea cazuri să aibă cap? Om mort atâta-i tot. Proba de bază e certificat de avut. Zic, Slavic, tu vezi că nu se leagă niște chestii. Vreau adevărul. De mai bine de o lună, Viorica Dabija din Călăraș își caută disperată sora. M-a sunat frate-miu și mi-a zis, uite-te, Mariana a dispărut. Da, am zis că n-am vrut să-ți spun ție, pentru că știu că ești mai severă un pic cu ea. Numele femeii dispărute este Mariana Angheluță și are 31 de ani. De câteva luni, ea locuia cu un italian care s-a mutat cu traiul în Fălești. În momentul când ți-i dispar din casă bani, da, 25.000 de euro, tu te duci a doua zi la poliție direct și anunți. Dar el a stat pe loc. Și tu crezi acum că el știe ceva despre Mariana? Da, pentru că un om când e sincer nu s-ascunde, el prea mult s-ascunde. Eu știam precis că el are probleme la Italia și el îmbla ca fugarul. Despre ce probleme știi? Ce probleme erau? Nu știu, dar doar știam că are probleme. El de asta a fugit la România. El aici a cumpărat două căs, da, și mașina și o scris pe numele ei. Eu din asta motiv, eu nu cred că e puteți să dispară așa.
Și ce crezi că s-a întâmplat cu ea? Eu cred că l-a omorât, pentru că a trimis un mesaj că e strigat la un înregistrat și spunea lui frate, mi-a trimit el pe Slaviu. Și întâi s-au auzit, mi-ai furat tot, după care Mariana a strigat și era ieșitorul la să duc Slaviu încolo și este iar din nou mama lui sau sora lui spune închide poarta. Italianului nu este convenabil să mai comită o crimă ascuzându-se de alte crime din care le-a comis, presupun, din Italia. Daniel întotdeauna spune că eu o fura banii și s-o dus. Eu i-am spus, tu dacă o lua banii, trebuie să pleci la poliție, scrii cerere, nu să pleci peste o luni de zile, când am plecat eu. Am registrat pe Mariana și bunuri care trebuie să o păstreze pe Mariana în viață ca atare. Vezi ce faci, mă gine lasă cazul ăsta așa și cată-ți nevoie tăi pentru că sora mea n-a să lese așa. Vă reamintesc că astăzi discutăm despre Mariana Angheluță de 31 de ani. Rudele sale sunt extrem de îngrijorate pentru că de câteva săptămâni i-au pierdut urma. Sora ei mai mare chiar bănuiește că Mariana poate să nu mai fie în viață. Iar de vină ar fi concubinul său, Daniel, un italian mutat recent în Moldova. Împreună cu Mariana, ei s-au stabilit în satul Scumpia, Fălești. Iar mai târziu, Daniel și-a chemat aici pe mama și pe sora lui, care trăiesc într-un sat apropiat. O prietenă de-a Marianei spune că venirea rudelor din Italia le-ar fi stricat relația celor doi. În scurt timp vom auzi ce povestește sora lui Daniel despre Mariana și de ce aceasta pretinde 25.000 de euro de la iubita fratelui său. Dar mai întâi să-i auzim pe fratele și cumnata Marianei, care au venit astăzi să ne povestească în ce stare era femeia cu o zi înainte de dispariție, atunci când au mers la ea în vizită. Ion, Nadejda, vă așteptăm. Ion, Nadejda, bună seara, bine ați venit, vă rog să luați loc. Spuneți-mi, vă rog, cât timp ați stat la Mariana și Daniel în vizită atunci când ați fost la ei? Două zile. Ați observat cumva ceva că nu era bine între ei în acele două zile? Chiar nimic. Era o idilă între ei? Da, se iubeau, se înțelegeau? Nadejda, eu știu că de tine era Mariana mai apropiată. Ce-ți povestea ea despre relația ei? Așa, parcă totul bine era la dânsi. Nu spunea că să aibă probleme, că sfădesc, că nu. Niciunul dintre ei nu părea ciudat, nu părea parcă... Că la noi când vine un ospiță, e parcă prea bine, dar mai departe și se întâmplă între dânsi, nu știu. Dar vreau să știu, s-a mai întâmplat ca Mariana să dispară fără să vă anunțe pe voi? Da, poate s-a întâmplat, dar e, poate că nu, câteodată nu o suna pe Viorica, dar ne suna nouă, ori nu ne suna nouă, o suna pe ceilalți soră. Dar de știre. Deci măcar cuiva dintre voi da. Îi dădea da, să răspundea, de știre, spunea chiar. Dus. Voi admiteți faptul că Mariana poate să se ascundă undeva, pur și simplu, din anumite motive? Dacă spune că a luat așa sumă de bani sau... Cu așa sumă de bani ar putea ascunde. Noi nu putem să ghișim aici cu frat. Dacă și așa, cum a spus el cu frat, o trebuie să decăjească, să suprindă la fața locului, scheme poliția, să o dăie pe mâna legii. Dar nu se facă el și nici știe ce a făcut cu dânsa. Echipa noastră a mers în căutarea Marianei Angheluță în satul Măcărești, unde locuiește feciorul ei de 11 ani. Acolo ne-am întâlnit cu fostul ei concubin, Ruslan. Iată ce ne-a spus el despre Mariana. Atenție la ecran. Am făcut nuntă, dar n-am fost cu ei. De din ce cauza noastră ați despărțit de Mariana? Și că de unii poduri, să mai încolo, acolo au fost unii mari năpăduri. Au fost bari de, acum, terasă au fost. Așa. În vară. Și am prins-o cu altul și de atunci s-a dus. Dar atunci când a fugit, unde s-a ascuns? La călăraș, la sorsa. Copilul acasă cu mama, cu mine. Păi înseamnă că ea a mai dispărut așa pentru un an, doi. Da. Păi a dispărut sau n-a dispărut? A dispărut. Deloc nu vorbea, nu știa zi nimic de ea. Nu. Dar când ați aflat că e la călăraș, la sora ei? Doar pe singur suna și vorbea cu copilul. Păi ați spus că a dispărut.
A dispărut la un timp oricare, e singur, suna, știe număr de fix. Spuneți-mi, vă rog, cineva dintre voi comunică cu feciorul ei? Da. Eu, și acum, iată, ultimele zile, comunicați? Pentru că ceea ce a povestit Ruslan, că, bine, ea a fugit de la el, lui nu-i dădea niciun semn. În schimb, cu copilul, oricum vorbea la telefon și el așa a aflat unde este ea. Acum... Nu, Mariana, eu spus lui ea unde e ea, pentru că ei i-au adus copilul acolo. Am înțeles. Acum, iată, în ultimele 3 săptămâni, voi ați vorbit cu băiatul? Da, eu ea vorbesc. Nu l-a sunat, nu i-a dat niciun semn, măcar lui. Chiar și cu el grăiesc, nu, nimic. De asta și spun că nu. Om mort, atât-i tot. Este adevărat că te-ai adresat și la o clar văzătoare? Da. Am fost, chiar văzut când o dăm de dânsa, am fost și... Mi-am spus că dacă e, este, dar între, adică așa, adică între cer și pământ, între viață, e undeva, are așa, oric o bătut-o, oric de ce-o făcut, sufer, nu, și-o zis că pe dânsul trebuie să luăm de strâns, că el știe tot, adică de Daniel. Da, cum îmi spune că poliția, chiar și acolo mi-a spus, cum zice el că poliția o caută, la dânsa nu se vede că o caută. Dar la poliție ați fost? Fost la poliție. Și? Cu nata Viorica, am fost acolo la Fălești și a scris plângeri. Și? Și a zis că o să iei măsuri și o să o cați. Polițistul pe mine când m-a sunat și ne-a zis că să-i spun... Cum o zic, Mariana, unde Mariana, nu știu, eu am spus, eu n-am ce să găsesc dumneavoastră, până când n-am să vin, eu scriu plângeri, pentru că eu deja nu mai avem încredere că mă sună chiar un polițist, da? După... Păi, stați puțin, eu vreau să înțeleg un lucru. Voi veniți aici, în platou, să vă plângeți că a dispărut Mariana, dar la poliție nu ați fost să scriți o plângere? Păi am fost. Eu am plecat, eu din și cauză nu am fost. Pentru că Daniel mi-a spus că o dat-o în căutare, că el lucra cu Slavic, care vorbesc de Slavic, ca asta. Eu aici am fost foarte dezamăgită, pentru că eu mă gândeam, poate într-adevăr, zic de... Deci, ca să înțeleg, Daniel v-a zis vouă că el a dat-o în căutare? Că o dat-o în căutare, că eu am și mesaje, eu am tot, și cu Slavic. Eu de asta am stat. Și voi l-ați crezut? Eu am crezut că am zis că, măi, cine știe? Și s-a fi întâmplat, poate, într-adevăr, eu nu vroiam nici pe dânsul să-l acuz. Și nici pe ea, eu eram așa, mă gândeam și. După care, când i-au zis, ne-a acordat-o în căutare și uite că eu am stat până la 4 dimineață cu polițistul în mașină și am înghețat la Chișoare să văd să iasă din apartamentul și ala, că eu văzut pe telefon. Eu aici, gata, acolo am început tremur pentru că am zis că așa direct e o misiune. În care apartament? O zis că o găsit ea pe telefon, unde au fost dispariți ei. Că ea acolo a fost în locul și ala cu telefonul. Deci ea nu a dispărut de la el din casă? Și nici de la sora? De la el, dar a fugit și ea a controlat pe telefon că ea a dispărut în locul și ala. Deci localizarea telefonului. Da, corect. Așa. Și unde era acel apartament? La Chișinău? Aici la Chișinău, da. Așa. Și de ce n-ai crezut? Nu am crezut pentru că... În momentul când eu mă duc și scriu o plângere la poliție și dau un judecat, eu nu mă duc să mă cătui cu polițistul în mașină până la 4 dimineață. Eu acolo, gata, n-am mai pus mereu. Și în ce moment ai depus tu o solicitare de căutare a persoanei? Când te-ai adresat tu la poliție? M-am adresat după el, după ce a fost chestia asta, el mi-a zis, Viorica, și altă ziul luni sau marți, eu ți-i dovedesc că Mariana este și nu vreau să mă acuz pe mine. Eu acum am zis, las, mai rept, mai rept. La câte săptămâni după dispariția era această zi de luni sau marți? A fost vreo 2 săptămâni. Așa. Acum eu zic mai repede un pic, poate într-adevăr o dată în căutare, poate cine știe și legătura are Slavii, cum mă gândeam și eu fel și fel. Acum, el îmi spune că luni sau marți, cel târziu, îți dovedesc că Mariana o să fie și n-ai să mai dai vina pe mine. Acum eu zic, nu l-am sunat marți, zic, dă să mai rep să-l sun miercuri. Și-l sun miercuri, după care el nici nu răspunde. La 3 minute îmi vine un mesaj. Eu n-am fost ieri la Chișinău,
că m-am simțit rău. Dacă mâine mă sunt bine, plec mâine la Chișinău, dar dacă nu, am să-ți transmit numărul avocatului meu și el a să-ți dea detalii despre Mariană. Atunci, gata, eu am gândit că ați jos. Și te-ai dus la poliție? Și am plecat direct la poliție. Deci de cât timp Mariană este căutată de poliție, să zic așa? Două săptămâni. Și poliția vă spune ceva? Vă nu vă mai spune nimic. Eu chiar am sunat și nu știi nimica, nu s-a aflat nimic. Am înțeles. Eu vreau să vă întreb pe voi, Ion cu Nadejda. Voi ați auzit acel mesaj pe care l-a trimis Mariana fratelui? Da. Ultimul mesaj. Da, acolo scurt de tot, nici nu se înțelege. Voi ce ați înțeles de mesaj? Am înțeles că sună-l pe slabic și trimite-l în coace, numai atât. Cum vi s-a părut vocea Marianei sau ce... Ce puteți ghici din acest mesaj? Scandal, sfădeu, taman în timp și ala au fost asta. Voi ce credeți că s-a întâmplat cu Mariană? Uite, sunt aproape o lună de când femeia e dispărută. Oricum a luat banii, cum a zis el, și s-a ascuns. Oricum a bătut-o și o ține undeva ascunsă. Numai cât... Ascuns. Cum s-o puteți ascuns el atâtea cazuri să aibă capul? Eu vreau ca să anunț și dumneavoastră să cunoașteți un lucru foarte important. Ca variantă, să duci astăzi Daniel Italiano la poliție și spune eu am ucis-o pe Mariana. Ca să înțelegeți, poliția nu reține, nu reține pe dânsul și deodată incriminează deci infracțiunea nu? De omor. Nu. Vă spun de ce. Această versiune trebuie să fie confirmată de alte probe. Fiindcă el poate să ascundă comiterea acestei infracțiuni, că altă persoană. Au fost cazuri că cineva vine și el spune că a comis o crimă, de fapt ascunde. Ce vreau să spun? Poliția are sarcina obligatorie de a acumula alte probe care confirmă cele afirmate de Daniel. Cum ar fi? Urme de sânge, de rămășiță de la Mariana, ceva probe care să confirme versiunea lui Daniel. Deoarece practic a ratat, dar și nici legea nu permite ca să nu ești suficient, deci simpla declarație a făptuitorului că eu am comis crima. Ea trebuie să fie confirmată și de alte probe. Proba de bază e certificatul. Dacă Daniel arată concret, iată, l-am îngropat, l-am ascuns, l-am ars. Adică eu nu doresc să găsească un așa cadavru în cazul dat, dar eu... Sunt susținerea ipotezei. Dar bine, am înțeles. E ceva foarte și foarte ipotetic. Dar dacă el nu arată, nu spune și e prezent. Eu vreau să puneți în discuție ceea ce ne-au comunicat, iată, în ultimele minute, rudele Mariane. Că ei au așteptat ca Daniel să o caute. Au întârziat foarte mult. Abia peste câteva săptămâni după dispariția femeii, au anunțat poliția despre acest fapt. Cum vi se pare? Unu, pentru ce Daniel și-a luat avocat? Asta nu tot ne interesează. A vorbit cu el. Doi. El l-a închis și telefonul. În toată istoria asta cam des figurează Vecislav ăsta, hotărătorul ăsta din întrebări. Nu știu cine e el, de-am înțeles că ești comisar în Fălești. Trei, anunțarea în căutare nu se face așa de repede cum v-a spus Daniel vouă. Chiar dacă el a depus o plângere pe sustragere de bani, să facă acțiuni de urmărire penală, să audiază martor, cercetări la fața locului, expertiză dacă sunt amprente și pe urmă procurorul decide, da, suspendarea dosarului și anunțarea în căutare. Sau nu se face așa cum a vrut Slavic și procurorul a făcut. Deci nu se face așa ceva. Eu i-am zis lui Slavic. Slavic, nu, lui Daniel. Cum te-ai întâlnit cu Slavic? Și el zice că apoi că am Mariana prin Chișinău și acolo pe unde lucrează el prin zona aia am dat el. Ok, eu asta am băgat-o în cap. Când Slavic a cerut să întâlnească cu mine, eu lui Slavic am întrebarea. Slavic, cum l-ai întâlnit pe Daniel? Vreau să știu. Apoi pe Facebook. Zic, Slavic, tu vezi că nu se leagă niște chestii. Vreau adevărul. Deci voi credeți că și da, Slavic este da, implicat pentru că Slavic cumva? Puteți să zică, Verica, du-te și dă la poliție și cată-ți nevoile tăle pentru că nu și-a făcut el. Dar el că îi strig viața lui Mariana. De când ți-e jălițit de Mariana? El așa v-a spus? El așa mi-a spus mie. Da. Nu o căuta pentru că îi strici viața? Da, o zis că nu, să nu mă duc la poliție să depun plângeri, că pentru că dacă Mariana a luat banii și ea, ea trebuia să fac pușcărie. Și eu i-am zis, ea, Slavic, mai bine pleac la pușcărie și știu că jii, decât să am în cap fel și fel de nebunii. Eu nu mă pot liniști.
Eu vreau să... Adică, într-adevăr, sunt foarte multe întrebări. Voi sunteți de toți 7. Hai să presupunem că toți sunteți căsătoriți încă plus 7. 14 persoane. Pentru ce să mă implicați voi pe Slavic? Chiar scuzați-mă, vă rog frumos. Pe Slavic? Da. Pentru că joacă rolul. De ce Mariana atunci nu l-a sunat direct? Dacă ea îl știa, de ce ea direct nu l-a sunat? Atunci când ea asta eu nu pot să știu. Idei dacă îmi permiteți, deci eu presupun și legătura cu avocatul, deci Daniel și-a luat avocat, poate și Slavic care rezolvă problemele lui Daniel. Deci străinii la noi mai mult de 90 de zile nu poate să stea în Republica Moldova. Deci dacă depășește acest termen, polițiștii care pe domeniul migrației vin și întocmesc un proces verbal pentru depășirea termenului legal de ședere teritoriului Republicii Moldova. Și au ca măsură de restricție, inclusiv expulzarea acestui străin. Ceea ce nu-i convine lui Daniel. Nu se exclude că Daniel, cunoscând că o plângere a dumneavoastră, deci ar putea să existe un risc... Răscolie această situație de-a lui. Evident că Daniel cumva trebuie să fie o persoană informată, juridic. Cum să procedeze în cazul dat? Deci ce, cum să fac? Fiindcă riscul de a fi întocmit pentru ședere ilegală, teritoriul Republicii Moldova, fiindcă eu am înțeles că nu sunt în căsătorie oficială, deci el nu are un permis de ședere. Asta și-ar presupune, deci, probleme cu poliția, asta ar presupune termenul legal de ședere, și la noi poliția lucrează în sensul dat și chiar întocmește un proces verbal și s-ar putea inclusiv să-l expulzeze de teritoriul Republicii Moldova. Mi-a spus fata că a fost la iaz, Mariana a fugit înainte, fugese și el de urmă, că cu mașina, cât pe jos fuge după dânsa. Îmi dau, dar am seama ce fel de om el e în genere cu toți. Te rog frumos, din tăi sufletul meu, zic, nu vreau nică. Azi este zoaie, vreau să aflu adevărul măcar de zoaie. Pur și simplu mă gândesc că poate să nu și cumpărat, nu știu de ce. Eu înțeleg că la noi mutați, vinde, dați, cumpără. Eu tot asta înțeleg. Eu fost și la Italia, și la Turcia, și e vine, și cu acte vine, și cu bani vine. Și peste 3 ani apare Mariana.